Tânărul Alexandru Ionuț Nistorescu este student la Facultatea de Drept din București, iar miercuri se întorcea acasă cu trenul. Acesta a uitat să coboare în stația CFR din municipiul Târgu Jiu, iar când și-a dat seama că trenul a pornit deja, s-a aruncat din vagon pe strada Izlas din oraș. În urma căzăturii, tânărul student s-a lovit puternic la cap, suferind un traumatism cranian acut. Medicii din Târgu Jiu au hotărât să îl transporte de urgență cu un elicopter SMURD la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală. Starea tânărului este critică.